Bună ziua! Bine ați venit la Gala Învățământului, care a fost ieri, Gala Sportului Ioneștean. Vreau să spun Gala Învățământului și Sportului, pentru că de obicei, de cel mai multe ori, așa s-au desfășurat în comun. Am ales ca de această dată să facem separat aceste gale. Ieri a fost Gala Învățământului, astăzi Gala Sportului Ioneștean. Se recompensează unele din cele mai bune rezultate obținute de sportivii cluburilor din Onești în anul competițional 2023. Nu toate rezultatele, pentru care ar fi însemnat să avem un buget foarte mare. Din păcate, nu putem asigura acest buget an de an. Cum spuneam, sunt recompensate unele dintre cele mai bune rezultate obținute de sportivii cluburilor din Onești. Anul acesta sunt sportivi de la cluburile Luvan, Clubul Sportiv Școlar Onești și Clubul Sportiv Municipal din Onești. Am văzut mai devreme că unii sportivi au ales să vină în echipamentul de antrenament sau de concurs. Sper să nu fie în sală și sportivi de la secția de not. În acest caz, poate vă luați un halat, să nu veniți chiar în pantalonașe scurți. Trecând peste acest lucru, salutăm prezența în sala domnului Vrânceanu Iulian, inspector de management pe zona noastră. Îl și invit alături de noi să vă spună câteva cuvinte de bun venit pe aici, vă rugăm. Până ajunge domnul inspector pe scenă, să vă spun că imediat ce veți primi diploma din partea domnului primar, v-aș ruga să treceți pe la colegele mele care se află aici în partea stângă pentru a vă ridica și premiul oferit de primărie, domnul inspector. Nu sunt obișnuit să vorbesc cu microfonul, fiind și de educație fizică, sport, fost sportiv de performanță, cred că mă aud, nu? Așa că nu place microfonul acesta. Am făcut atletism. Nu sunt un discurs. Un om ca să țiu discursuri, îmi place să fiu practic. Nu vreau decât să vă mulțumesc pentru această, să zic, onoare de a participa alături de dumneavoastră și nu vreau să vă decât să vă felicit pentru efortul depus de dumneavoastră în obținerea performanțelor, să vă felicit că ați renunțat la telefoanele mobile și v-ați dedicat timpul practicării acestui sport, fiecare ce a ales. Vreau să felicit pe domnul primar pentru efortul depus de a atrage sponsori și a aduce finanțare pentru aceste premii, cum a spus și dumneavoastră, că bugetele sunt din ce în ce mai mici și atunci trebuie să se lupte să aducă cât mai mulți bani, dar de a vă mulțumi. Într-un cuvânt, vreau să vă felicit pentru tot ceea ce faceți, vreau să felicit și părinții care vă susțin pe dumneavoastră în practicarea acestui sport și mult succes în continuare și anul următor să fie sala mai plină, cu mai multe rezultate. Mult succes! Mulțumim frumos! Auzim în sală și un viitor sportiv va veni să-i vadă pe cei mai mari. De la lupte, să știți. De la lupte. De mici Iliei Sorin, nu? Din... Încep cu mămicile și după aia apar și rezultatele. Ok, îl invit alături de mine pe scenă pe domnul primar Victor Laurențiu Neghină. Și salutăm și prezența domnului viceprimar Adrian Jilcu. Mulțumesc! Dragi sportivi, stimați antrenori, dragi părinți, iată că suntem din nou împreună la un eveniment dedicat vouă, celor care munciți, care aduceți onoare comunității noastre și duceți numele Oneștiului în cele mai depărtate colțuri ale lumii, într-un mod frumos, într-un mod onorabil, lucru care mă face să mă înclin în fața voastră. Nu este ușor să faci performanță, nu trebuie doar talent, ci și foarte multă muncă pe care voi nu vă dați în spate să o faceți. Așa cum spunea și domnul inspector, sunt bucuros să văd că din ce în ce mai mulți tineri lasă telefoanele, lasă gadgeturile și se duc în sala de sport sau pe terenul de sport.
Sportul este sănătate. Bineînțeles că, în primul rând, trebuie să participi ca să câștigi, trebuie să muncești ca să câștigi, dar un mare câștig este, în primul rând, faptul că faceți sport. Poate cel mai mare câștig al vostru. Felicitări pentru rezultatele obținute. Să dea Dumnezeu să fim anul viitor într-o formulă cât mai mare, pentru cât mai mulți. Noi suntem pregătiți și suntem alături de voi. Felicitări! Mulțumim! Și începem festivitatea de premiere. Spuneam, Clubul Sportiv Lu Van Onești. Noi o să dăm citire tuturor rezultatelor obținute de sportivi la niciun club. Ele au fost mult mai multe. Noi am premiat poate pe cele mai importante dintre ele. Lu Van Onești, căpățână Cezar, locul întâi, luptă individuală, campionatul național cu Aikido. Toațele dumneavoastră. Lițoi Iulian, de asemenea, locul 3 la unul din campionatele naționale cu Aikido. Junior și senior, tehnică individuală. Cristea Dan. Locul întâi luptă convențională, locul 3 tehnică individuală, campionatul național cu Aikido. Stanciu Cătălina. Locul 1 luptă individuală, locul 3 tehnică individuală, locul 2 tehnică individuală, cum spuneam, mai multe competiții la care a participat. Cristea Marius. Și Florin Angel. Locul 2 la campionatul european de Aikido în Germania, locul 1 la campionatul național Aikido din România, mai multe, cum spuneam, competiții la care au participat sportivii ACS Lu Van Onești. Felicitări! Și începem premiera sportivilor Clubului Sportiv Școlar Onești, secția atletism. Burniche Luca Stian, locul 3 la triatlon și locul 3 la aruncarea cu stulița, campionatele naționale de profil. Coșa Luca Mihail, locul 2 la suliță, campionatul național pentru aruncări lungi și campionatul național București. Și Acatincăi Tudor, locul 3 la suliță. Antrenor a Petrei Vasile. Sportivii secției atletism. Secția badminton a Clubului Sportiv Școlar Onești. Călătean Maia, în locul 2. Rămâneți pe scenă ca să rămânem la final toți componenții clubului. Turturică Matei. Ilarion Cioca. Vâlcu Mihnea. Florea Cristina,
Cosma Vasilică Lucian. Salută pe care cea mai lungă. Arătoaie Claudia. Mincă Matei. Mazilu Isabel. Poprișan Ilinca. Timiș Luca. Stoica Vlad. Briceac Patricia. Ciurlică Beniamin. Arătoaie Ștefania. Și Alexia Miron. Ceilalți sportivi lipsesc motivat. Urmează antrenorii Maftei Ștefan, Turturică Ionuț și Valentin Hahuie, prezent deja pe scenă. Secția badminton a Clubului Sportiv Școlar din Onești, care merită aplauze, bineînțeles. Secția lupte. Eget Alexandru Denis, locul 2 la campionatul național individual lupte pe plajă Costinești. Și Pantelimon Andrei, în loc 3 la același campionat național. Antrenori Vizitiu Ștefan, Simon Alexandru. Și încheiem cu secția judo a Clubului Sportiv Școlar. Ionașcu Alexandra Teodora, locul 1, campionatul național de la Craiova și locul 3 la campionatul național Under 16 de la Sibiu. Georgiana Miller, cosuită de rezultate deosebite anul trecut, locul 1 la campionatul național Under 21, locul 3 campionatul național pentru seniori, locul 2 campionatul național senior, locul 1 la campionatul național de seniori Nevaza. Aplauze pentru Georgiana Miller. Nagidiana, locul 1, campionatul național Under 15. Răzmeriță Paul, locul 1, campionat balcanic Under 18 în Macedonia și locul 2 la campionatul național Under 18 la Craiova. Și Vlad Andrei Robert, locul 2 la campionatul național Under 21 în Focșani.
antrenori, Badea Valentin și Bogătaru Toru. Sportivii clubului sportiv școlar din Onești. Cei care au obținut rezultate deosebite în parcursul anului competițional 2023. BAFTA anul acesta, deja mulți dintre ei sunt antrenați în competiții, iar unii chiar au și câștigat medalii. Felicitări! Mulțumim frumos! Nu uitați, treceți pe la colegele mele pentru a vă ridica premiile oferite de Primăria Municipiului Onești. În cazul în care nu aveți buletinele la dumneavoastră sau actele doveditoare, premiile le puteți ridica săptămâna viitoare de la caseria Primăriei Municipiului Onești. Continuăm premierea noastră cu Clubul Sportiv Municipal din Onești, secția CSM Atletism. Cu permisiunea dumneavoastră, salutăm prezența în sala directorului Clubului Sportiv Școlar, domnul Florin Răturescu, și a doamnei ilustrate, președintele Clubului Sportiv Municipal din Onești. Secția Atletism, Clubul Sportiv Municipal din Onești, Anton Alin. Locul 1, Campionatul Național Senior, locul 1 la 60 de metri garduri, locul 1 la 110 metri garduri, locul 2 la 200 de metri și locul 3 la 110 metri garduri la Campionatul Balcanic de Seniori. Balaban Denisa. Locul, de asemenea, locul 1 la Campionatul Național Under 20 Craiova. Iacob Alexandra, aruncarea ciocanului, locul 1 la Campionatul Național de Aruncări Lungi, dar și un loc 3 la Campionatul Balcanic Under 18 în Turcia. Pădure Lara, locul 3 la aruncarea discului la Campionatul Național de Aruncări Lungi și locul 3 la Campionatul Național Under 20. Antrenorii acestor sportivi, Ghilase Carmen, Ionescu Fănel, Grigore Cornel, Zărcan Marian, și Agachi Teodoru. Secția Atletism a Clubului Sportiv Școlar, Clubului Sportiv Municipal Onești. Și trecem la rezultatele obținute de secția haltere a acestui club și începem cu sportivul Axinte Alexandru, locul 3 la Campionatul Național de Junior Under, Mihaela Cambei, locul 1 Campionatul European de Senior, locul 1 la Campionatul European de Tineret, un loc 3 la Campionatul Mondial de Seniori și locul 1 la Campionatul Național de Seniori. Aplauze pentru Mihaela Cambei, într-o cenută în care nu o vedem decât foarte, foarte rar. Felicitări! Diaconu Iulian, locul 2, Campionatul Național de Seniori și același loc la Campionatul Național de Juniori. Dima Alexandru, locul 3, Campionatul Național de Junior.
Din Can Cristian, locul 2, Campionatul Național de Junior. Moroșan Marinela, locul 1, Campionatul Național de Senior. Onofrei Maria, locul 2, Campionatul Național de Junior. Țipoș Alexia, locul 3, Campionatul Mondial Under 17, locul 2, Campionatul European de Juniori, locul 1 la Campionatul Național de Juniori și în loc 3 la Campionatul Național de Seniori. Felicitări! Și în ultimul rând, ungureanul George, în loc 2 la Campionatul Național de Juniori. Și antrenorii meritoși și antrenorii acestor sportivi, Maftei Cristina, Zăldoi Marin și Maftei Gheorghe. Felicitări sportivilor și antrenorilor. Puteți să veniți un pic mai în față, să nu stăm chiar așa lipiți. Mai avem de premiat câțiva sportivi și ar trebui să ne grupăm, da? Continuăm cu secția judo a Clubului Sportiv Municipal. Bucuroiu Andrei, locul 3 la Campionatul Național Under 18 și locul 3 la Campionatul Național Under 16. Coromelcea Andrei, locul 3 la Campionatul Național Under 13, locul 1 la Campionatul Național Under 12. Diaconu Daria, locul 2, Campionatul Național Under 16. Florea Luca David, locul 3, Campionatul Național Under 12. Molea Eduard, locul 2 la Campionatul Balcanic Under 18 și locul 2 la Campionatul Național Under 18. Pelin Sofia, locul 3, Campionatul Național Under 16. Toma Cătălina, locul 2 și un loc 3 la Campionatele Naționale de Profil, Under 18. Și Văcarul Luca, locul 1, Campionatul Național Under 13 și locul 3, Campionatul Național Nevaza, Under 13. Antrenorul acestor copii minunați, Pațiru Cristinel. Și trecem la secția de gimnastică. Pădic Adelina. Locul 3, Campionatul Balcanic Junior Turcia. Locul 1 la echipă la același campionat. Locul 1 la individual compus. Campionatul Național Individual. Tănase Daria, locul 2 la individual compus. Campionatul Național de Junioare. Locul 3 la Campionatul Național, de asemenea pentru junioare la sol, la bârnă și la paralele. Și Cristea Sara, în loc 3 la sărituri, în loc 2 la bârnă la campionatele naționale. Antrenoarele acestor sportive, Hrișcă Ileana și Iacob Alina. Sorin, pregătește-ți sportivii.
pentru că urmează secția de lupte a Clubului Sportiv Municipal Onești, Andrieșu Georgiana. Locul 3, Campionatul Mondial de Luptă pe Plajă. Locul 2, Campionatul Național Under 20. Locul 2, la Campionatul Național de la Reșița. Nechifor Ana Maria. Locul 3, la Campionatul Național Under 20. Și un loc 3, la Campionatul Național de Seniori. Puiu Ana Maria. Locul 3, la Campionatul European Under 23. Loc 2, Campionatul Național de Senior și un loc 1 la Campionatul Național Under 20. Rotaru Florentina, locul 2 la Campionatul Național de Senior și locul 1 la Campionatul Național Under 20. Rotaru Isabela, locul 1 la Campionatul Mondial Lupte pe Plajă, locul 3 la Campionatul Mondial de Lupte pe Plajă, locul 1 la Campionatul Național Under 20 și un loc 2 la Campionatul Național de Seniori. Cipranceanu Cosmina, cu un loc 1 la Campionatul Național. Antrenor Sorin Iordache. Și încheiem cu rezultatele secției box a Clubului Sportiv Municipal din Onești. Anton Emanuel Ioan, locul 2, Campionatul Național de la Piatra Neamț. Buleu Cosmin, locul 2, Campionatul Balcanic de Juniori. Păun Diego, locul 3, Campionatul Național, la Piatra Neamț. Piștoaie Cristi, cu loc 1 la Campionatul Național de Juniori și locul 3 la Campionatul Balcanic de Juniori și Tineret de la Râmnicu Vâlcea. Sebeștin Marian, locul 1, Campionatul Național de la Piatra Neamț. Brabie Darius, locul 3, Campionatul Național de Cadeți. Și antrenorul acestor sportivi, Vasile Pradaiș. Sportivii și antrenorii Clubului Sportiv Municipal din Onești, haideți un pic mai în față să ne grupăm, cei mai mici un pic mai în față, cei mai mari. Doamna Ingrid Distrată este rugată să vină pe scenă pentru o poză cu sportivii și antrenorii clubului. Haideți un pic mai în față. Sportivii și antrenorii Clubului Sportiv Municipal din Onești. Felicitări și mult succes în anul competițional 2024. De asemenea și sportivii Clubului Sportiv Municipal din Onești sunt deja angrenați în mai multe competiții, acolo unde
Bineînțeles că deja au și câștigat medalii pe care le vom recompensa la gala sportului 2024. Bună ziua! Îmi propusesem să nu iau cuvântul astăzi, dar văzându-vă pe scenă, aș vrea în primul rând să vă felicit, copii, având în vedere că CSM Onești anul trecut n-a apucat să facă o gală, să vă felicit pentru rezultate, să vă spun că ei sunt doar o parte dintre sportivii medaliați ai CSM Onești. Dar având în vedere că anul competițional deja a început, o parte dintre ei sunt deja în pregătire pentru calificarea la Jocurile Olimpice și aici mă refer la Bitan Gabriel la lungime și la Anton Ionuț la 110 metri garduri. O parte sunt în pregătirea pentru competiții și ce să vă spun, ați adus un palmares clubului anul trecut de 366 de medalii naționale și internaționale, un număr extrem de mare pentru un număr mic de sportivi. Acest lucru se datorează atât vouă cât și antrenorilor voștri, fiindcă nu există performanță atunci când nu există această echipă antrenor sportiv. Este ultimul an din acest ciclu olimpic 2024. Urmează Paris 2024, așa cum a fost mediatizat și se știe foarte bine Mihaela Cambei, sportiva numărul 1, atât a Europei, cât și a României și, bineînțeles, a Oneștiului. Este pe drumul către Paris. Urmează să o susținem, să-i urmărim pregătirea, să-i urmărim evoluția și zic eu că o să ne facă o figură frumoasă la Paris și că undeva podiumul va fi și al ei. Având în vedere și spune acum că și Nadia Comăneci va fi în sală să-ți urmărească concursul. Lângă ea este Cosma Lilia de la gimnastică și cu Amalia Ghigoarță, care au făcut parte din echipa care a calificat gimnastica românească după 12 ani la Jocurile Olimpice. Să sperăm că și ele vor reprezenta echipa României la Paris. Și nu în ultimul rând, deja drumul către Paris oficial este deschis domnului Agache Teodor cu Alin Firfirică, care este în pregătire. Domnul Agache a putut să vină astăzi de aici. Deci atletismul și Oneștiu va fi reprezentat și la atletism și urmează să vedem dacă Gabriel Vital și cu Alin Anton ne vor reprezenta și ei la Paris. Asta ar fi o premieră pentru Onești ca trei discipline sportive să fie prezente la Paris și să reprezinte Oneștiu. Eu vă felicit pe toți, pe voi sportivi, pe dumneavoastră, domnilor antrenori, părinții care au venit și au deschis poarta CSM Onești și au avut încredere și ne-ați dat copiii să putem performa cu ei și bineînțeles că așteptăm generații și generații de copii, fiindcă menirea noastră, de fapt, este să facem tot ceea ce se poate pentru a ne sprijini copiii și a face performanțe și a ajunge la performanțe cât mai înalte. Vă mulțumesc! Mulțumim sportivilor și antrenorilor Clubului Sportiv Municipal. Mulțumim doamnei președinte Ingrid Distrate. Domnule primar, câteva cuvinte în încheiere. Încă o dată felicitări sportivilor, felicitări antrenorilor și, bineînțeles, felicitări președinților celor trei cluburi care depun efort și sunt alături și încurajează pe tineri și susțin pe antrenori. Încă o dată felicitări. Mulțumim frumos, nu uitați
premiile se pot ridica de la colegele mele. Nu trebuie să stați chiar așa la rând, puteți să stați relaxați în sală. Încet, încet mai faceți câte o poză și fiecare va ajunge acolo să-și ridice premiile. Până atunci, de ce nu, sunteți invitați.